Timp de o săptămână, pe raza municipiului Zalău se vor efectua lucrări de dezinsecție pe domeniul public și privat, precum și deratizare și dezinfecție la unitățile de învățământ școlare și preșcolare. Deși reprezentanții DSVS Sălaj verifică în mod constant soluțiile, oamenii susțin că acestea nu sunt eficiente, deoarece sunt diluate. O echipă de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj a efectuat controle pentru a verifica dacă soluțiile care se folosesc pentru dezinsecție în municipiul Zalău sunt diluate. Florin Ghiurco, consilier DSVS Sălaj, a declarat că se fac controle inopinante pentru a vedea dacă soluția se diluează sau nu. În fiecare dimineață, soluțiile folosite sunt cântărite pentru ca gramajul folosit să fie cel corect. Produsele se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide și sunt avizate pentru profilaxia sanitară umană de Ministerul Sănătății. În fiecare dimineață, soluțiile sunt verificate, sunt cântărite. Fiecare echipă care efectuează dezinfecția este însoțită de un reprezentant al primăriei și, în plus, se fac controle inopinante în cursul zilelor, atât de către mine, cât și de către reprezentanții ai primăriei, ceea ce privește calitatea acțiunii desfășurate. În schimb, oamenii sunt de altă părere. Se plâng că sunt mulți țânțari și cred că nu vor scăpa foarte ușor de ei, pentru că soluțiile folosite nu sunt eficiente. Acțiunea de dezinsecție a început pe data de 1 și se va încheia în data de 8 august. Am o părere foarte proastă, pentru că în primul rând, lipesc niște afișe pe stâlpi, pe case, prin asta să rezulte că, de fapt, fac ceva serios. În rest, e apă de ploaie. Depinde, să mai evită unele colțișoare, deci să trece uneori superficiale, am văzut dimineață. Și să mai intre și în scările blocului și sunt subsoluri care, din cauza locatarilor, poate necurățate corespunzător și acolo sufocare de infecție. Alea trebuie curățate. Nu știu, cred că e bună dacă are și eficacitate, eficiență. Dacă nu o face așa numai să iasă abur, așa și rezultatul.